SC Phoenix Buzia și-a semnat cea mai notabilă reușită a sa în Liga 3, a intrării în grupa 1. Este al treilea triumf la rând afară și tot în județul Arad, și inaugurat cu un 5-2 în noiembrie la Ineu, astfel încât ultimul eșec pe drumuri al galben-albaștrilor datează din 7 noiembrie, în curtea liderului imbatabil din Oradea cu 4-2, conturat atunci pe final în nocturnă, peste săptămână. Da, o victorie meritată, o victorie muncită a noastră, după un meci cu o încărcătură psihică aparte. Trebuie să recunoaștem că obiectivul nostru la începutul campionatului a fost cu totul și cu totul altfel, dar este meritul băieților pentru că s-au mobilizat exemplar în toate etapele din sezonul regulat de până acum. S-au mobilizat exemplar, s-au autodepășit, iar ceea ce a realizat Phoenix Buziaș în acest sezon de Liga 3 este rezultatul muncii în echipă. Și când spun echipă, mă refer la lotul de jucători, la staful tehnic, staful medical și, în ultimul rând, la conducerea administrativă care ne-a asigurat toate condițiile sau a încercat să ne asigure condiții cât mai bune de pregătire.